Vorbă chiar acum cu Filip Iorga. Filip, bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, au fost foarte multe întrebări după lansarea cărții. Unde poate fi găsită, cum poate ajunge în mâinile copiilor, mai ales că acum este perioada de vacanță. Iată că avem o veste foarte bună, ea se va găsi împreună cu jurnalul. Și vreau să știu și opinia ta, de ce este important ca cei mici să citească această carte, mai ales acum în anul centenarului? Pentru că, iată, grație Jurnalului Național, poate ajunge mai ușor către ei, pentru că are niște ilustrații foarte simpatice făcute de Octav Ungureanu. Nu trebuie să ne ferim de a oferi copiilor o istorie prietenoasă, o istorie accesibilă. Și pentru că, aici, fără să ne lăudăm, textul este și el, la rândul lui, cât se poate de prietenos. Sigur că istoria e complicată, are multe detalii, are multe personaje, dar multe nuanțe, dar în același timp ea poate fi prezentată și ca o poveste, fiindcă până la urmă istoria a fost și o poveste, a fost născută de dorințele, de proiectele oamenilor și s-a materializat așa cum o știm. Și povestea asta e bine să ajungă la copii, pentru că numai ei sunt cei care o vor putea duce mai departe. Degeaba vorbim noi despre centenar acum în 2018, dacă peste încă 100 de ani, la bicentenar, nu va mai fi cine să spună această poveste. Și de asta cred că e foarte important ca, dincolo de ceremoniile oficiale, dincolo de ceea ce adulții fac anul ăsta pentru a-și aminti ce a fost acum 100 de ani, e foarte bine ca și copiii să se familiarizeze cu povestea Marii Uniri, cu povestea României Mari și să o țină minte, să o ducă mai departe. Dar voi v-ați întâlnit cu cei mici, pentru că știu că împreună cu Ana v-ați întâlnit cu micii voștri cititori și sunt foarte curioasă ce anume v-au întrebat despre Marea Unire, care au fost principalele lor curiozități. Păi, sigur că sunt de multe ori întrebări neașteptate. De exemplu, mi-amintesc că o fetiță întreba de ce e regele Carol I trist în ilustrație. Iată ce bine a redat Octav Ungureanu ceea ce voiam noi să povestim acolo, și anume faptul că, sigur, regelui Carol I a fost greu să intre în război împotriva patriei sale de origine și a amânat asta, de asta am avut neutralitate. În fine, până la urmă, Ferdinand I a intrat de partea puterilor antante în război pentru eliberarea Transilvaniei. Dar copiii ajung cumva la istorie și la detaliile ei prin sentimente, printr-o legătură mai apropiată cu personajele. Și de asta cred eu că nu trebuie deloc să ne sfim în a oferi astfel de versiuni mai prietenoase. Poate că unii, eu știu, s-au simțit surprinși sau chiar deranjați de faptul că personajele istorice sunt prezentate ceva mai prietenos, chiar amuzant, da? E și asta o metodă de a îmblânzi istoria pentru gustul copiilor. Cred că este motivul pentru care cei mici nu vor lăsa cartea din mână până nu vor termina. Mulțumesc foarte mult, Filip Iorga. Am răsfoit această carte, credeți-mă, este minunată, iar pentru cei mici este cea mai frumoasă lecție de istorie. Așadar, împreună cu jurnalul, o găsiți începând de astăzi la prețul special de 11,90 lei.